Amplasat lângă sala sporturilor, în vecinătatea unui brad împodobit cu mii de luminițe, patinoarul de anul acesta este o modalitate perfectă de a face puțină mișcare. Dacă vă plictisiți în casă și aveți chef de distracție, puteți veni pe platoul din fața sălii sporturilor, unde s-a deschis un patinoar în aer liber. Sunt așteptați cât mai mulți gălățeni în această seară pentru o porție bună de distracție. Patinoarul are 700 de metri pătrați și va rămâne deschis până la sfârșitul lunii martie.